Dacă n-ai harul și străiește, mama, supărătul ești și vrei fi fericit. Dacă străiesc ca rământul părinții, ai cui să-i scui atunci când ești lovit. Dragii noștri, de această dată ne aflăm în Slobozia Voinești, cu o surpriză frumoasă pentru doamna Elena, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea familiei, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să vedem cum va reacționa doamna la această surpriză. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Bună ziua! Ne primiți la dumneavoastră? Da. Căutăm o doamnă sărbătorită. E doamna Elena. Trebuie să aici este, da? Da. La mulți ani vă spunem și vă invităm aici mai aproape. Parcă mă tem, dar nu... Dar nu trebuie să vă fie frică. Dar nici nu mă gândeam așa ceva. Noi suntem echipa Surprize la domiciliu Iași. Știm că sunteți sărbătorită. Venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă din partea cuiva drag. Cineva care și-a dorit astăzi din toată inima să vă sărbătorească. Și am să vă întreb dacă vă abonez dumneavoastră. Cine v-a pregătit această surpriză? La cine vă gândiți? Deocamdată, nu știu. Avem aici florile, din inimă pentru mama. Așa, acesta este un indiciu. Și mai avem aici un indiciu care o să spună tot. Sunt toți prezenți? Da. Venim din partea celor care vă iubesc nespus de mult. Și astăzi, mai mult ca oricând, și-au dorit să vă sărbătorească, să vă ureze un la mulți ani mai special. Dar cel mai important, și-au dorit să vă mulțumească pentru tot efortul pe care l-ați făcut în acești ani pentru dumnealor. Pentru că le-ați fost mereu sprijin, da. Și mereu ați avut un sfat bun pentru dumnealor. Așa, haideți să lăsăm și tabloul aici. Tortulețul este pentru dumneavoastră. Noi o să vă cântăm acum cu toții un la mulți ani, după care aflăm și ce o astăzi să vă spună. La vârsta asta. O vârstă frumoasă! Cu bune, cu mai puțin bune, ați trecut peste toate. Nu, niciodată. Am refuzat, dar nu trecut. Da, acum, ce spuneți? Acum trebuie să fim foarte bucuroși. Așa. Acum cântăm toți un la mulți ani pentru doamna? Așa. Iar noi aplaudăm toți. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la ani vă spunem. Iar acum a venit momentul cel mai important. Să vedem și ce au astăzi să vă spună persoanele dragi dumneavoastră. Și să aflăm și care sunt complicii principale acestei surprize. Iar mesajul spune așa: draga noastră mămică și soție, iată că a venit și ziua ta, ai mai adăugat un trandafir la buchetul vieții. Noi zicem ca Domnul să te binecuvânteze cu sănătate și iubire alături de noi. Să știi că îți mulțumim din toată inima că ești lângă noi. Îți mulțumim că ne-ai crescut și ai avut grijă de noi. Îți mulțumim pentru sfaturile tale, pentru viața care ne-ai dat și că ai fost alături de noi la nevoie. De ziua ta îți dorim un călduros la mulți ani din partea noastră, soțul tău cu drag, Mihai, și din partea copiilor, Mihaela și Adrian, Daniel, Rebecca, Liliana, Nelu, Petronela, Sever, și din partea nepoților tăi pe care îi ai, Elisei, David, Andreea, Andrei, Simon, Naomi, Jonathan, Miruna, Eduard, Luca, Rafael, Daniel, Ioan, îți urăm la mulți ani, te iubim mult din tot sufletul. Domnul să te binecuvânteze, să nu uiți niciodată că vom fi mereu alături de tine. La mulți ani! La mulți ani vă spunem și noi. Astăzi cu toți au fost complici, inclusiv și soțul dumneavoastră, care nu v-a spus nimic de surpriză, nu? Da, nu știam nimic. Iar acum, dacă ați avea și dumneavoastră să le spuneți ceva? Eu refuzam așa ceva, dar eu nu...
au făcut de dragul dumneavoastră, pentru că țin foarte mult. Da, da. Mulțumim cu toții și-au dorit să vă facă ziua cât mai frumoasă. Iar acum copii, veniți să dați cadourile. Haideți cu toții, aducem cadourile și floricelele pentru bunica. Haideți să le punem aici pe măsuțe. Așa cu toate. Iar acum să știți, doamna Elena, că noi pentru noastră mai avem și melodii din partea dumnealor, care doresc din tot sufletul să o ascultăm împreună. Iar copiii, să veniți aici aproape cu toții. De doamna, să stăm aproape. Dacă mai ai în lume azi, o mamă, încă mai poți să pe lume își copii. Dacă străiești chiar pe părinții, atunci când ești lovit, vă spunem, doamna Elena, să fiți sănătoasă, să vă bucurați de tot cei dragi ai dumneavoastră, pentru că cu toții vă prețuiesc și vă iubesc nespus de mult. Și ar face orice ca dumneavoastră să fiți fericite și să știți că sunteți respectate. Asta este cel mai important. Și o zi cât mai frumoasă vă dorim în continuare. Aplauze pentru doamna!